Pentru dimineața aceasta, Domnul i-a pus un cuvânt pe inimă pentru noi toți, datorită faptului că fiecare dintre noi în viața de zi cu zi, nu doar în viața aceasta bisericească, ci în viața de zi cu zi, suntem angrenați și într-o luptă spirituală. Și fiecare dintre noi, în funcție de, așa cum s-a predicat de fapt în dimineața aceasta și ne-am fost motivați, fiecare în funcție de capacitatea, în funcție de abilitățile și în funcție de resursele spirituale pe care Dumnezeu ni le-a dat, putem să ieșim biruitor sau mai puțin biruitor din lupta în care noi suntem angrenați. Fie că ne place, fie că nu ne place, realitatea este că în lupta aceasta suntem fiecare dintre noi angrenați și lupta aceasta spirituală nu se dă în dreptul fratelui sau surorii sau în dreptul unor oameni, ci se dă împotriva împărăției întunericului, care este ostilă fiecăruia dintre noi. Și pentru a putea să facem față acestor provocări care vin în dreptul fiecăruia dintre noi, în dreptul familiilor noastre, în dreptul copiilor noștri, noi trebuie să fim pregătiți pentru a putea să putem să facem față provocărilor. Ei, Biblia vine și ne vorbește căci Domnul Iisus Hristos, înainte să se înalțe la cer, a vorbit cu ucenicii și le-a spus că le va trimite un ajutor care va fi în ei și cu ei, și anume Duhul Sfânt, care îi va ajuta în toate momentele critice ale vieții. Cei mai mulți dintre noi, în momentul în care vorbim despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și despre lucrarea pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o face, ne limităm doar la câteva dintre lucrurile pe care le face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, și anume la nașterea din nou sau botezul, experiența botezului cu Duhul Sfânt, sau din când în când anumite reumpleri care le experimentăm în momentul rugăciunii sau în momentul în care citim Biblia. Însă Biblia vine și ne vorbește că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care a fost trimis de Dumnezeu în dreptul fiecăruia dintre noi pentru a ne ajuta în toate momentele critice pe care noi ca și oameni le experimentăm. Nu doar momentele acelea când suntem cu Dumnezeu pe culme și toate lucrurile sunt bune, ci și în momentele acelea când ne dăm seama că diavolul este acela care se ridică împotriva ta, împotriva familiei tale, împotriva copiilor tăi, împotriva lucrurilor pe care vrei să le faci, și îți dai seama că la un moment dat s-ar prea putea să vină momentul acela în care să te resemnezi și să nu mai faci absolut nimica. De aceea mesajul care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în această dimineață, vom învăța felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută în viața de zi cu zi și felul în care se implică Duhul Sfânt în viața noastră în momentul de luptă, momentul acela critic pentru fiecare dintre noi. Am citit pasajul acesta datorită faptului că Gedeon era un om care făcea parte dintr-un context destul de ciudat, un context în care cei mai mulți dintre ei nu știau ce să facă, cei mai mulți dintre ei erau cumprinși și încorsetați de tot felul de chestiuni, așa cum o să vedem imediat. Și Biblia vine și ne vorbește că la un moment dat îngerul Domnului, și ori de câte ori o să vedeți în Scriptură că îngerul Domnului primește închinare din partea celui cu care stă de vorbă, să știți că este o teofanie a Vechiului Testament, o apariție sub formă angelică a Domnului Iisus Hristos în Vechiul Testament. Și Biblia ne vorbește că la un moment dat Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu Gedeon și începe să vorbească cu el, și când Gedeon își dă seama că vorbește cu Domnul, la un moment dat începe să-și vorbească de toate dezamăgirile și de toate lucrurile pe care le experimentează. Și în această dimineață, uitându-ne în pasajul acesta, vom vedea felul în care Dumnezeu și vom vedea felul în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să te ajute pe tine și pe mine în luptă. Și primul lucru care vreau să-l subliniez în această dimineață pentru noi, lucru pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu își dorește să-l facă în viața noastră, de aceea avem nevoie de Duhul Sfânt și de aceasta, de fapt, avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care totdeauna te va ajuta să biruiești dezamăgirea. Dezamăgirea este un sentiment foarte, foarte periculos. Dacă nu știi să-l gestionezi, vei ajunge nu doar la plafonare, dar la resemnare, și o să începi să fii gata să arunci prosopul jos și să te resemnezi din toate punctele de vedere. Dezamăgirea este un sentiment cu care fiecare dintre noi ne-am confruntat și ne vom confrunta. După cum vedem în pasajul acesta, la un moment dat Gedeon se uită la Domnul și, dezamăgit de faptul că timp de 7 ani de zile a fost falimentar, nu doar el, dar tot poporul, și n-a văzut prea multe rezultate de fiecare dată când vedea Madian în dreptul lor ca să-i biruiască. Biblia ne vorbește că arma pe care o avea poporul evreu era să fugă din fața lor. Lucru care Biblia vine și ne scoate în relief, indiferent cât de straniu ni s-ar părea lucrul acesta. Însă Biblia vine și ne vorbește că Domnul este acela care se ocupă de dezamăgirea pe care omul acesta și tânărul acesta o avea. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat Domnul stă de vorbă cu el
Și când Gedeon își dă seama că vorbește cu îngerul Domnului, la un moment dat, în versetul 13, vine Gedeon și îi spune în felul următor: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile pe care le-au istorisit părinții noștri când ne-au spus: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne-a părăsit și ne-a dat în mâna lui Madian. Dezamăgirea pe care omul acesta a avut-o a fost datorită falimentelor pe care nu doar el, dar și poporul le-a avut de-a lungul timpului, care au creat un tipar de gândire la nivelul minții, descalificându-l să poată să lupte mai departe. Și Biblia vine și ne vorbește că Domnul ignoră într-un fel ceea ce spune Gedeon lui Domnul și începe să se plângă, cum de multe ori noi ne plângem înaintea lui Dumnezeu când suntem dezamăgiți. Doamne, dar nu m-am implicat, Doamne, dar n-am făcut, Doamne, dar n-am tras, Doamne, dar n-am făcut eu așa de multe lucruri, și parcă Domnul nu ne dă niciun răspuns, ci Domnul prin Duhul Său cel Sfânt ne ajută să depășim aceste momente de dezamăgire. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul este acela care sfidează într-un fel ceea ce Gedeon spune. Și vedem în versetul următor, Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Și continuă mai departe și spune: oare nu te trimit eu? Adeseori, stimați credincioși, ne uităm în viețile noastre, ne uităm la lucrurile care se perindează în viața noastră, ne uităm la faptul că uneori avem lipsă de motivație, altă dată avem lipsă de încredere, mai există și alte complexe cu care noi ne confruntăm fără să știm să le gestionăm, și cei mai mulți dintre noi, dezamăgiți de toate aceste lucruri, parcă ne vine momentul acela când vrem să ne resemnăm, fără să ne dăm seama că de fapt aceasta este strategia pe care diavolul are cu privire la noi și la viețile noastre. Pentru că în momentul în care ne resemnăm, am pierdut din toate punctele de vedere orice bătălie. Dar în momentul în care lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră, El are capacitatea și puterea ca să ne treacă dincolo de toate falimentele, de toate slăbiciunile, de toate lucrurile cu care noi ca și oameni ne confruntăm. Vei spune: frate Darius, dar eu ca și copil al lui Dumnezeu, este normal pentru mine să mă confrunt cu dezamăgirea 100%. Haideți să ne uităm în viața câtorva oameni ai lui Dumnezeu, de care Dumnezeu s-a folosit într-un mod extraordinar. Unul dintre ei este împăratul David. Este uns la vârsta de 15 ani ca și împărat. Samuel este trimis de Dumnezeu, lunge ca și împărat. Timp de 15 ani, David se luptă cu dezamăgirea. David se luptă cu descurajarea. David este acela care, la un moment dat, se uită la Dumnezeu, care n-a făcut altceva decât a lucrat într-un mod miraculos în viața lui, se uită la realizările care le-a făcut, le-a avut adeseori, momentul când l-a biruit pe Goliat, când avea undeva vârsta la 17 ani, și după ce ajunge ginerele împăratului, începe să fie prigonit și să sufere și să se confrunte cu tot felul de dezamăgiri. Însă, Biblia ne vorbește că omul acesta, indiferent de dezamăgiri, indiferent de momentele critice cu care s-a confruntat, n-a renunțat niciodată la nădejdea pe care Dumnezeu a sădit-o în inima lui, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu totdeauna ne va da capacitatea să alegem să ne încredem în Dumnezeu, indiferent de lucrurile care se întâmplă în viața noastră. Să vii să fie Domnul pentru aceasta. Ne uităm în viața lui Gedeon și Domnul este acela care spune în felul următor: du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Madian, pe Israel din mâna lui Madian. Vedem felul în care Dumnezeu lucrează. Haideți să ne mai uităm la un alt om al lui Dumnezeu cu numele de Ioan Botezătorul, despre care Mântuitorul Iisus Hristos la un moment dat făcea afirmația că nu există un om mai mare născut din femeie decât Ioan Botezătorul. Și la un moment dat, după ce Ioan Botezătorul, știți că misiunea lui a fost doar 6 luni de zile, în toată perioada aceasta, la un moment dat, îl vede pe Iesua, îl vede pe Mesia și spune: iată mielul lui Dumnezeu care vine să ridice păcatul omenirii. Și doar după câteva luni de zile, omul acesta ajunge să ajungă în temniță, și când era în temniță, ajunge într-o dezamăgire și ajunge să se lupte cu tot felul de lucruri ostile, și dintr-o dată spune cuvântul lui Dumnezeu că își cheamă ucenicii, Luca capitolul 7, versetul 19, și le spune ucenicilor: duceți-vă, întrebați-l, el este acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Pentru că în momentul în care nu știm să gestionăm bine dezamăgirea, s-ar prea putea să fim îndoielnici cu privire la ceea ce Dumnezeu a făcut, la ceea ce Dumnezeu vrea să facă și la ceea ce Dumnezeu poate să facă în viețile noastre. De aceea dezamăgirea, indiferent de starea și indiferent
indiferent de sentimentul acesta cu care noi ne confruntăm, trebuie totdeauna să-l dăm la o parte. Pentru că în felul acesta vom putea să mergem mai departe. Un al doilea lucru care vreau să subliniez în această dimineață pentru noi. Ce mai face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața noastră, nu doar că ne ajută să depășim dezamăgirile și ne ajută să putem să luptăm și să fim oameni care să fim plini de speranță, plini de încredere față de Dumnezeu, însă Biblia vine și ne vorbește că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se mai ocupă încă de un sentiment destul de periculos în viețile noastre, și anume frica. Frica este un sentiment cu care fiecare dintre noi ne confruntăm și ne-am confruntat. Avem frică de ziua de mâine, avem frică de ce o să se întâmple dacă investim, dacă se facem cu tare lucru, avem frică de oare cum o să se întâmple lucrurile în dreptul copiilor noștri peste viitor, oare ce va fi cu tare, ce se va întâmpla cu tare. Unii dintre noi avem frică de moarte, ne este frică că o să ne moară partenerii de viață, ne este frică că o să ne moară copii, ne este frică să nu cumva să se întâmple ceva lucru nou, sau frica poate să se extindă în foarte multe domenii ale vieților noastre. Însă Biblia vine și ne vorbește că și Gedeon era la fel de fricos cum suntem mulți dintre noi. Știți, multora dintre noi ne este ciudat să spunem altora că ne este frică, nu? Dar la mulți dintre noi ne este frică și de babau, nu? Că de-aia unii dormim cu becul aprins noaptea, că ne e frică de babau și, nu, de pisica neagră, suntem superstițioși și așa mai departe, și toate lucrurile acestea fără să ne dăm seama că ne descalifică. Însă Biblia vine și ne vorbește că Domnul este Cel care se ocupă și de frică. Domnul este Cel care vine și se ocupă de Gedeon. Și uitați-vă în versetul 23, la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul i-a zis: fii pe pace, nu te teme, nu te teme, căci nu vei muri. Dumnezeu este acela care prin Duhul Său Cel Sfânt totdeauna lucrează în dreptul nostru pentru a ne ajuta să putem să gestionăm frica, indiferent de felul în care frica încearcă să-și facă loc în viața noastră. Dumnezeu este acela care are capacitatea și puterea ca să putem să gestionăm toate momentele acelea critice în care parcă nu știm ce trebuie să facem și foarte mulți din nefericire sunt cuprinși și încorsetați de frică și nu mai pot să slujească pe Dumnezeu. În urmă cu câteva săptămâni am primit un telefon de la un frate care la un moment dat îmi spunea, printre altele: frate Darius, după 40 de ani de pastorație am ajuns într-un punct, într-un declin, încât nu mai știu dacă Dumnezeu este cu mine. Și eram curios să văd ce l-a determinat să ajungă aici. Și spunea, pentru că am o problemă cu unul dintre copiii mei, datorită faptului că a suferit un accident și în urma accidentului a intrat într-o stare deplorabilă de depresie și a început să consume anumite lucruri. Zice, la un moment dat, în timp ce mă rog pentru copilul acesta, vine o voce la nivelul minții și spune, oricum nu o să-l mai vezi, oricum o să moară, dar numai că o să moară, zice, uită-te la ce viață mizerabilă ai avut după 40 de ani de a-L sluji pe Dumnezeu. Zice, vocea aceea îmi spune, zice, să nu mă mai rog, că nu mai pot să rezolv absolut nimica. La care l-am încurajat pe respectivul frate, după 40 de ani de zile de pastorație în care au încurajat mii, zeci de mii de oameni să ajungă într-o stare ca și aceasta, pe lângă atâta, mi-a spus, zice, anul acesta, de la începutul anului, până acum am postit mai mult de jumate de an în fiecare zi aproape, ca Dumnezeu să lucreze și parcă nu văd niciun rezultat, sunt gata să mă resemnez. Și am zis, stimate frate, lucru care dacă îl vei face și te vei resemna și vei renunța la rugăciune, vei renunța a te încrede în Domnul, și vei lăsa ca frica să încorseteze mai mult și mai mult viața ta, nu o să mai poți să ieși de aici niciodată. Dar adu-ți aminte de Cel care spune cuvântul lui Dumnezeu că nu ne-a dat un duc de frică, ci un duc de putere și de tărie, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care este cu noi, care va fi cu noi și care este totdeauna mai puternic decât orice duc ostil voii lui Dumnezeu. Și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Adeseori ne focalizăm pe lucrarea Duhului Sfânt doar pentru o chestiune, o experiență pe care ne dorim să avem, fără să ne dăm seama că El este în viața noastră timp de 24 de zile, timp de 24 de ore în fiecare zi a vieții noastre, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. De ce credeți că Mântuitorul Iisus Hristos, pe când se afla cu ei, spune cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 1:4, pe când se afla cu ei, le-a poruncit ucenicilor să rămână în Ierusalim și să nu se depărteze de Ierusalim până nu vor fi îmbrăcați, spunea cuvântul lui Dumnezeu cu putere. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Hristos le poruncește să rămână în Ierusalim. Și ucenicii l-au întrebat, Doamne, vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? I-a spus, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și versetul 8 care a fost citit de Jean în această dimineață, le spunea Mântuitorul Iisus Hristos, ci voi veți primi o putere când se va coborâ
coborât Duhul Sfânt peste voi și veți fi, adică veți fi ai mei, veți fi reprezentanții mei, veți fi ambasadorii mei, veți fi cei care mă veți reprezenta pe mine și acolo unde talpa picioarelor voastre vor călca, eu îmi voi manifesta prezența și am să îmi fac numele de slavă, că asta vrea Dumnezeu, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta, stimați credincioși și stimați frați și surori, fiecare dintre noi trebuie să înțelegem de ce avem nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că El este singurul care poate să ne ajute pe fiecare dintre noi să biruim stările acestea de frică, indiferent de intensitatea fricii, indiferent de nivelul unde suntem atacați, indiferent de domeniul unde suntem afectați sau în care încearcă să ne afecteze. Dumnezeu este acela care totdeauna ne va scoate biruitor, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. La un moment dat, Dumnezeu se ocupă de Gedeon într-un mod extraordinar. În capitolul 7, versetul 10, la un moment dat îi spune Dumnezeu lui Gedeon, zice, auzi, zice, dacă cumva ți este frică, știi ce o să faci? O să iei cu tine pe slujitorul tău, pe Pura, și o să te cobori împreună cu el ca să vezi că Dumnezeu este cel care vă va da biruință. Interesant lucru. Dumnezeu este acela care prin toate și în toate domeniile vieților noastre nu face altceva decât ne ajută să putem să biruim. Însă, pentru aceasta, fiecare dintre noi trebuie să fim onești cu noi înșine și cu Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ne dăm drept alții sau ne dăm drept altceva, s-ar prea putea să nu se rezolve problema noastră. Muhammad Ali, acest boxior cu renume, cunoscut de întreaga lume, care a avut undeva la 54 de victorii, n-a pierdut decât doar câteva meciuri, la un moment dat într-o zi zbura cu avionul și înainte să se decoleze cu avionul, a venit stoardeza la el și a zis, Mr. Ali, you need to put your seatbelt. La care Ali s-a uitat la ea și a dat din cap și domnișoara stoardeză a plecat. După câteva clipe vine înapoi și zice, Mr. Ali, you need to put your seatbelt. La care Ali se uită la ea și zice, Madam sau Miss, Superman doesn't need a seatbelt. La care domnișoara stoardeză se uită la ea și spune, da, domnul Ali, așa este, Superman nu îi trebuie seatbelt, dar Superman nu zboară niciodată cu avionul. Ați înțeles? Așa suntem de cei mai mulți dintre noi. Ne dăm drept alții. Și în felul acesta Dumnezeu niciodată nu lucrează în dreptul nostru până nu ne recunoaștem. Până nu venim și spunem, da, Doamne, mă confrunt cu problema asta. Mă confrunt cu situația aceasta. Am nevoie de ajutorul Tău. Și al treia lucru și un ultim, care îl învățăm din pasajul acesta, nu doar că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se ocupă și ne ajută să putem să biruim și să gestionăm dezamăgirile. Nu doar datorită faptului că Dumnezeu este acela care este în controlul vieții noastre, dar Dumnezeu își dorește ca fiecare dintre noi să fim oameni care să putem să biruim. Însă Biblia ne vorbește ceea ce am spus, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne ajută și să biruim fricile din viețile noastre. Și al treilea lucru și ultim pentru noi această dimineață este că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu totdeauna îți va da puterea și capacitatea să lupți mai departe. Indiferent cât de puternică este presiunea de a renunța, indiferent cât de multe voci vin în dreptul nostru, indiferent cât de multe voci auzim la nivelul minții să renunțăm, să nu mai ne implicăm, să nu continuăm mai departe, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu este acela care ne-a îngrenat în această luptă, iar cel care câștigă biruințele este dreapta lui Dumnezeu, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Noi nu avem un Dumnezeu de doi bani, noi nu avem un Dumnezeu care a pierdut lucrurile de sub control, noi avem un Dumnezeu care nu știe cum să coordoneze lucrurile și omenirea, ci noi avem pe singurul Dumnezeu adevărat, care are toată puterea în cer, pe pământ și sub pământ, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și acest Dumnezeu este interesat de tine și de mine. Uitați-vă la apostolul Pavel. Spre finalul vieții sale, omul acesta spune în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7, vine și spune, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința și acum mă așteaptă cu una neprihănire pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor iubi venirea lui binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu este de partea noastră, nu ca să ne trântească toată ziua la pământ, ci să ne ridice din stările acelea în care diavolul reușește adeseori pe mulți dintre noi să ne trântească de dezamăgire, în stările acelea poate de stres, în stările acelea de decepție, în stările acelea de înșelătorie în care diavolul ne minte că nu suntem buni, că nu suntem vrenici, că nu se reușim niciodată, că degeaba ne implicăm, că de fapt Dumnezeu este destul de distant de noi. Dumnezeu este acela care este pentru noi, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este acela care totdeauna ne va călăuzi în lupta care se dă în dreptul fiecăruia dintre noi. Că dacă am luptat noi prin armele și prin puterile noastre, niciunul dintre noi n-am putea să fim eficient.
suficienți, dar în momentul în care ne bizuim 100% pe puterea pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu are, El este acela care ne dă biruință. Lăudați să fie numele lui Dumnezeu. Uitați-vă ce frumos la un moment dat Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetul 13, vine și vorbește și spune în felul următor: de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți birui totul, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și acesta este un joc de cuvinte. Și Pavel nu se joacă cu cuvintele doar să sune frumos creștinilor din secolul 21, ci aceasta este o realitate pe care cuvântul lui Dumnezeu o are în dreptul nostru. Indiferent cât de mult vrei să te resemnezi, indiferent cât de mult îți dorești ca să renunți la tot, nu renunța, roagă-te în continuare, stai înaintea lui Dumnezeu în continuare, mijlocește în continuare, pentru că mai devreme sau mai târziu Dumnezeu va lucra în dreptul tău. Uneori Dumnezeu ne surprinde cu repeziciunea cu care ascultă rugăciunile, altădată Dumnezeu vrea să vadă cât de mult îți dorești, cât de mult perseverezi în luptă, cât de mult perseverezi în rugăciune, pentru ca Dumnezeu să lucreze în dreptul tău. Și când Dumnezeu este acela care vede atitudinea ta, vede inima ta, onorează o inimă curată înaintea Lui, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Aceea Biblia vine și ne vorbește: Gedeon a putut să fie biruitor împotriva lui Madian, nu pentru că avea foarte multe resurse, pentru că a mers la război cu 300 de oameni, nu pentru că avea armată puternică în spatele lui, ci pentru că cel care dă victoria, cel care dă biruința, cel care ne scoate din toate crizele vieții, este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Și dacă El este de partea noastră, cine poate să fie împotriva noastră? Și dacă El este de partea noastră, indiferent de ceea ce se întâmplă în dreptul nostru, noi trebuie să mergem mai departe și noi trebuie să rămânem fideli lui Dumnezeu și trebuie să fim oamenii aceia care totdeauna să rămânem în ascultare înaintea lui Dumnezeu, pentru că Biblia vine și ne vorbește că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și știm că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Aceea încredințați de acest cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a dat, fiecare dintre noi, haideți să punem mai mult și mai mult accent pe lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în dreptul vostru și în dreptul fiecare dintre noi, ca El să lucreze prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Doamne, ajută la lucrul acesta. O mărturie și apoi închei. După ce ne-am mutat la Orșova și am ajuns la Orșova, împreună cu Ligia și cu copiii, la câteva luni de zile au venit câteva dintre femeile care erau acolo. Și la un moment dat au zis: frate Darius, vrem să stăm de vorbă cu voi. Și am vorbit împreună cu Ligia, cred că s-a întâmplat ceva. La un moment dat a început să-mi spună, zice: frate Darius, noi eram aici în Orșova 5 femei. Nu a fost niciodată biserică pentecostală, nu exista niciodată de-a lungul istoriei Orșovei vreo biserică pentecostală. Și zice: timp de 5 ani de zile, noi, aceste 5 femei, ne-am rugat înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să înceapă să facă o lucrare. Primii 3 ani de zile ne-am rugat și am zis: Doamne, te rog, trimite-ne oameni din România, trimite-ne oameni și începe aici o lucrare ca să-ți faci numele de slavă. După 3 ani de zile, întâlnindu-ne cel puțin o dată pe săptămână la una dintre ele, zice, într-o cameră de 3x2, undeva la 9 feet pe 6 feet, zice, am început să ne schimbăm rugăciunea și am început mai mult să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și pentru încă 2 ani de zile ne-am rugat în felul următor: Doamne, dacă Tu nu ai oameni în România pe care să-i trimiți să faci aici o lucrare, trimite-ne oameni din America. Când am auzit felul în care femeile acestea s-au rugat, mi-am dat seama că împreună cu Ligia, familia noastră, am fost un rezultat la rugăciunile lor. Ne-a luat Dumnezeu pe noi din America să ne ducă acolo, fără să ne dorim să ne mutăm vreodată în România, fără să ne dorim să ajungem în zona aceea Olteniei. Ne-a luat Dumnezeu și ne-a dus acolo. Dar sunt 9 ani de zile de când, prin harul lui Dumnezeu, slujim în zona aceea. 6 biserici cu ajutorul lui Dumnezeu am plantat. Doar biserica de la Orșova are peste 280 de membri, plus copii și aparținători. 90% dintre ei toți sunt din lume, oameni care n-au cunoscut pe Dumnezeu. 2 centre de reabilitare, unul de fete și unul de băieți. Acum construim cel mai mare orfelinat din sudul României și mulțumim Domnului de harul acesta pe care ne-a dat, plus alte lucrări pe care Dumnezeu le-a făcut. Știți de ce? Pentru că 5 femei ori știu să se roage, ori știu să lupte în rugăciune, ori știu să persevereze în rugăciune. Imaginați-vă că noi nu suntem 5 oameni aici, noi suntem câteva sute de oameni care venim înaintea lui Dumnezeu nu cu ambițiile noastre personale, ci cu voia lui Dumnezeu să se împlinească pe pământ, ca Dumnezeu aici să lucreze într-un mod extraordinar. Imaginați-vă că noi ne unim
venim la rugăciune și când începem să ne rugăm, ce forță puternică suntem. Însă, cea mai mare problemă pe care noi avem este faptul că mulți dintre noi, datorită traumelor trecutului, dezamăgirilor trecutului, ne-am oprit din rugăciune. Cei mai mulți dintre noi nu ne mai implicăm așa cum ar trebui să ne implicăm, deși știm că inima noastră este pentru lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o aici, la Betania. Cei mai mulți dintre noi stăm așa pe la margini, fără să mai facem pasul acela prin îndrăzneală și să luptăm mai departe. Mă rog în această dimineață ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne mobilizeze inimile fiecăruia dintre noi și să înțelegem că biserica este instituția instaurată de Dumnezeu și nimeni și nimica nu va putea birui niciodată, dar dacă noi ne vom uni împreună, Dumnezeu va face mari isprăvi împreună cu noi. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne dea Domnul har tuturor, să facem voia sa și să ne ajute Domnul să rămânem credincioși. Amin.